găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. Pe șantierul viitorului aeroport internațional de la Gimbab se lucrează la foc continuu. Despre ce este vorba, aflați la știri. Polițiștii brașoveni au stabilit verdictul preliminar în cazul morții bărbatului care a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Brașov. De luna viitoare, prețul gazelor pentru populație se majorează, cu cât aflați imediat. Polițiștii de investigare a criminalității economice au demarat controle la agenții economici din Brașov, Săcele și Făgăraș pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Poliției Județene Brașov au desfășurat mai multe acțiuni de control în perioada 7-9 septembrie pe raza municipiului Brașov, Făgăraș și Săcele, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și a respectării legislației privind desfășurarea activității de comerț de către persoanele fizice și juridice cu activitate în domeniul alimentației publice. În cadrul activităților polițiștii au controlat 21 de persoane fizice și juridice, au aplicat 6 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 28.000 de lei și au confiscat valoric suma de 945 de lei, reprezentând bani care proveneau din vânzări dar nu fuseseră evidențiați pe casele de marcat. Activitățile au urmărit respectarea prevederilor legii 12 pe 1990 republicată privind protejarea populației împotriva unor activități de comerț ilicite. Ordonanței Guvernului numărul 21 pe 1992, republicată privind protecția consumatorilor, Ordonanței de Urgență numărul 28 pe 1999, republicată privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, și legii 241 pe 2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, a explicat purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Brașov, agent șef Gabriela Dinu. Sinucidere, acesta este verdictul preliminar pentru bărbatul căzut de la etajul 7. Acesta a căzut luni seara, în jurul orei 19, de la etajul 7 al unui bloc de pe strada Nicolae Teclu din Brașov. Bărbatul și-a pus capăt zilelor, aceasta este concluzia polițiștilor brașoveni. Din datele existente până la acest moment, se pare că este vorba de sinucidere. Se arată în comunicat, bărbatul nu avea domiciliu în clădirea respectivă și nici nu avem date care să confirme că ar fi vizitat pe cineva. A fi Gabriela Dinu, purtător de cuvânt al IPJ Brașov. Amintim că Inspectoratul pentru Situații de Urgență a fost solicitat să intervină în cazul unui bărbat căzut de la înălțime. Acesta prezenta însă leziuni incompatibile cu viața la sosirea echipajului Smolt. Toamna nu vine cu vești bune pentru români. În perioada următoare este așteptat o nouă majorare a prețului gazelor naturale pentru populație. Aceasta ar fi cea de-a patra creștere de preț a gazelor naturale, ultima majorare de aproape 6% fiind înregistrată la începutul lunii august. Specialiștii în domeniu spun că oamenii trebuie să se aștepte la o nouă scumpire a gazelor începând cu luna octombrie. Astfel, prețul gazelor va avea o creștere cuprinsă între 2% și 5%, din cauza faptului că cererea este mai mare decât oferta în această perioadă, creându-se o tendință de creștere a prețului gazelor potrivit economica.net. Prețul gazelor naturale pe piața românească a început să crească la începutul verii, într-un mod aparent inexplicabil. Dacă ne raportăm la perioadele anterioare, totuși există o posibilă explicație a acestei creșteri. Ei bine, ea se bazează pe legile pieței libere, influențată în acest an de o atitudine licit speculativă pe piață a unor firme care a determinat ca cererea să fie mai mare decât oferta în această perioadă și astfel să se creeze o tendință de creștere a prețului gazelor. Pe parcursul verii, această discrepanță între cererea și oferta de gaze a adus o oarecare stare de panică și astfel asistăm la prețul de achiziție a gazelor în luna august 2018 la valori care nu au fost atinse nici în lunile de iarnă 2017-2018. Tendința de majorare a prețului gazelor naturale a fost influențată în această perioadă de cerere care este mai mare decât oferta. În același timp și prețul petrolului pe piețele internaționale a suferit majorări, iar în România trebuie să luăm în calcul faptul că deja au avut loc 3 scumpiri până acum, ultima în august care a fost de aproape 6% la gazele naturale. În același timp, Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, ANRE, a aprobat recent noile tarife de racordare la sistemele de distribuție a gazelor naturale. În prezent, branșarea și avizarea branșării se tarifează cu 1500 până la 5000 de lei în funcție de complexitatea lucrărilor. Noile tarife stabilite acum de ANRE sunt maxime și pornesc de la 450 de lei pentru un debit de 10 metri cubi pe oră, ajungând la 4500 de lei pentru un debit de 500 de metri cubi pe oră. Pe șantierul viitorului aeroport internațional de la Gimba se lucrează la foc continuu. Este vorba de căile de rulare, rețeaua de canalizare, drumurile de acces, împrejurim și porți. Dacă luna viitoare se va scoate la licitație, caietul de sarcini pentru terminal la începutul anului viitor va începe construcția propriu-zisă a punctului de sosire și îmbarcare a pasagerilor. La începutul lunii a avut loc deschiderea ofertelor depuse în cadrul licitației pentru aeroportul internațional Brașov-Gimba, etapa a treia. Este vorba despre clădirea energetică, remiza PSI, posturi de control acces, gospodărie de ape, parcarea auto și drumul de acces la terminal, alte drumuri tehnologice interioare, rețele interioare în aeroport și platforma antisuflu. Valoarea estimată pentru proiectarea și execuția acestora este de aproape 29 de milioane de lei. Terminalul de pasageri al viitorului aeroport internațional va avea o suprafață totală de 11.000 de metri pătrați și va fi construit pe trei niveluri. Săptămâna aceasta, edilii județului vor avea o întâlnire la București cu proiectanții fluxurilor de pasageri și bagaje din interiorul aeroportului de la Gimbav, fluxuri ce vor fi supuse avizării SRI, Poliției de Frontieră și Direcției Vamale. De asemenea, în prezent se lucrează la caietul de sarcini, în care se va integra soluția arhitecturală prezentată de arhitectul Dorin Ștefan. Astfel, se estimează ca la începutul lunii octombrie să se scoată la licitație caietul de sarcini pentru proiectarea și execuția lucrărilor, astfel încât anul viitor să înceapă construcția propriu-zisă a terminalului. Legea privind protecția persoanelor fizice și prelucrarea datelor cu caracter personal ridică în continuare mai multe semne de întrebare. Pentru a veni în întâmpinarea agenților economice a instituțiilor din sistemul public, Camera de Comerț Brașov organizează un curs intensiv unde participanții vor cunoaște și vor aplica corect prevederile regulamentului european privind protecția datelor personale. Datele personale ale fiecărui individ reprezintă informații esențiale pe care toate societățile trebuie să le protejeze. Regulamentul general privind protecția acestor date prevede proceduri și controle adecvate pentru a preveni încălcarea securității informațiilor. Toate persoanele au dreptul la o viață privată, în acest sens regulamentul protejează persoanele. Și sunt măsuri care se pot pune în aplicare, unele obligatorii. În ceea ce privește obligațiile legale, acestea trebuie respectate. Deci, acolo unde legile prevăd că datele personale trebuie utilizate, nu există altă variantă. Și anume, persoanele trebuie să se conformeze. Legea 190 din iulie 2018 stipulează și câteva derogări, printre care și cea privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice. De asemenea, în lege sunt menționate clar convențiile și aplicarea amenziilor în caz de nerespectare a articolelor prevăzute. Sancțiunile contravenționale principale sunt avertismentul și amenda contravențională, care este cuprinsă între 10.000 și 200.000 de lei. Departamentele de resurse umane se confruntă cu o provocare majoră în încercarea de a se adapta digitalizării, păstrându-și în același timp componenta creativă. Principiile tradiționale de management și leadership nu au fost proiectate pentru această nouă eră digitală. În acest context, la Brașov se va desfășura cea de-a 15-a ediție a conferinței Great People Inside, cu titlul Hasher Mastery in the Digital Era. Camera de Comerț și Industrie Brașov este partener activ al acestei conferințe internaționale care va aduce cu siguranță beneficii tuturor participanților. Mulți oameni reacționează cu teamă în fața tehnologiilor revoluționare și sunt reticenți în aplicarea și promovarea lor. S-a constatat că este o provocare Faptul că totul se digitalizează, resursele umane și nu numai ele, firmele în sine nu prea sunt aliniate la aceste tendințe și noi anul acesta ne-am gândit ca să încercăm să aducem oameni care sunt specialiști în acest domeniu, ca să îi învățăm și pe cei de la noi ca să se poată, poată alinia acestor tendințe de digitalizare. La conferință vor susține prezentări oratori de renume mondial care au adus o contribuție importantă la dezvoltarea resurselor umane, autori de beseluri internaționale, experți și au lucrat pentru companii cu zeci de mii de angajați. Evenimentul va avea loc la Brașov în zilele de 10 și 11 octombrie. Chiar dacă școala a început oficial de trei zile, elevii din Săcele au motive în plus de bucurie. Cei 5.000 de școlari care își petrec orele în unitățile de învățământ de aici s-au întors plin de speranță pe băncile școlii. Chiar dacă în perioada vacanței primăria nu a avut fondurile necesare pentru investițiile propuse, sălile de clasă au fost igienizate, s-au realizat lucrările urgente, dar și cele obligatorii pentru îndeplinirea tuturor standardelor. Primăria din Săcele și-a așteptat elevii la începutul unui nou an școlar cu cele mai bune condiții. În perioada vacanței de vară, aici s-au realizat și câteva investiții necesare din punct de vedere al municipalității. E vorba de școala e, numărul 1 din Baciu. E, a fost o lucrare, zicem noi, importantă, deși e, se referă la grupul sanitare și știți foarte bine că nu este indicat, ca aceste grupuri să mai existe în afara clădirii unde învață copiii și sigur s-au realizat grupuri sanitare în incinta clădirii. O investiție care a fost realizată și cu sprijinul Consiliului Județean Brașov, care a alocat o sumă importantă, zicem noi, acum câteva luni. Totodată, programul Primul Ghiozdan continuă. Acesta își propune să le ofere școlarilor de clasa 1 -i un pachet de rechizite, atât de necesar la începutul anului. Beneficiari sunt aproximativ 400 de elevi din clasa 1 -i din toate unitățile de învățământ de pe raza municipiului Săcele. Un elicopter de 2 tone și jumătate și un tir de 17 tone au fost greutățile trase de unii dintre cei mai puternici bărbați din lume, care au participat la Gimbav la o etapă a competiției mondiale Strongman Champions League. Clasamentul a fost stabilit în funcție de cât de repede au reușit să deplaseze greutățile pe o distanță de 25 de metri. Probele au fost foarte spectaculoase și apreciate de public. Proba cu elicopterul s-a organizat pe un heliport din Gimbav și s-a desfășurat în premieră mondială. Concurenții au trebuit să tracteze un aparat de zbor pe o distanță de 25 de metri. Pentru a fi și mai greu, în elicopter au urcat șapte persoane pentru ca întreaga greutate să ajungă la 2 tone și jumătate. Sportivii au considerat că această probă a fost una totuși ușoară. Apleacă-te! Come on, more power in a fost interesant. E o probă nouă, ușoară pentru noi, dar din cauza kilogramelor mă dezavantajez. Cum e plecarea? Destul de ușoară, doar că trebuie să fii atent să te apleci exact când trebuie. Este un lucru care nu s-a mai făcut până acum pe planeta asta oficial. Deci este o onoare pentru mine să fiu parte la un astfel de concurs. De la 2,5 tone, sportivii au trecut la o probă care a implicat 17 tone. De data aceasta, ei au trebuit să tragă de pe loc un tir legat cu o funie groasă. Proba a fost câștigată de concurenții care au reușit să deplaseze cât mai repede tirul pe o distanță de 25 de metri. 20 de metri trecut, aproape de finish! greu, greu, foarte greu. Se vede pe fața lor că e o greutate mare. Noi e plăcut să ne uităm, ei muncesc. Etapa Strongman Champions League de la Brașov și Gimbav a fost programată la inițiativa organizatorilor Oktoberfest pentru a promova atât festivalul BERI, cât și viitorul aeroport internațional care se construiește în prezent la Gimbav. La știrile mixte este acum vremea pentru vremea. Show în următoarele 24 de ore vom avea parte de vreme senină. Minimele nopții vor coborî până la pragul de 10 grade Celsius. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 25 de grade Celsius, iar cerul se va menține senin și însorit. doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vin Dan Gârtofan și Cătălin Toderaș pentru a povesti despre un proiect de educație rutieră în școlile brașovene. Sunt Anelia Pescaru, pe curând toate cele bune!